Astăzi vom face un joculeț, un joculeț frumos, un joc de ruletă. Se numește Jocul Educației Financiare a Cunoștințelor Dobândite. Ia să vedem unde se oprește. Unde stă norocul nostru? Hai să citim întrebarea prima și prima dată. Cât este bine să economisești măcar din banii câștigați? Acolo scrie că 10%. Este 10%. Dar dacă, de exemplu, noi am învățat fracția, avem, de exemplu, 100 de lei, 10% voi știți cât reprezintă? 10, măcar 10 lei. Acum, hai, cu putere să vedem ce ne spune acolo. Hai să citim. Citește-ne, Mihnea, poftim. Cum au apărut banii și ce știm despre troc? Ok, poți să ne spui tu câteva lucruri cum au apărut banii? Troc a fost un schimb de produse pe care îl foloseau oamenii cu mult timp în urmă. Înainte, când nu existau bani, atunci acest schimb de produse a fost folosit. Și apoi banii au apărut în Asia Mică, primele monede. Acest curs este foarte binevenit pentru copiii de vârstă mică, pentru că de la această vârstă ei învață lucruri care le vor folosi în viață mai apoi. Lucruri pe care recunosc că și eu le-am învățat unele dintre ele împreună cu ei. Ia să vedem acum. Aici am vrut să ajung. Hai să citim. Citește, Ionis. Care este diferența dintre nevoi și dorințe? Nevoi și dorințe. Avem două borcane, copii. Ne imaginăm că acesta este un borcanel în care noi trebuie să introducem aici numai nevoile. Adică de ce avem musai nevoie? Iar în celălalt, în ăsta roșu, l-am pus așa roșu ca să fie acolo aprins și să ne dăm seama că poate nu avem nevoie, da? Este dorință și cred că nu este o nevoie. Și dorințele nu le putem chiar tot timpul îndeplini. Pentru că dacă ne-am îndeplini permanent dorințele, te-am ajunge. Am ajunge la faliment. Eu v-am pregătit aici câteva bilețele pe care le pun, așa le învârt, le sucesc, așa, și să vedem unde am putea să punem acestea, unde credeți că le vom putea pune acolo, da? Pe cartonașul meu sunt câteva lemne. Haideți să vedem, copii, noi avem nevoie sau este o dorință? Avem nevoie, mai ales că suntem la țară, ne încălzim iarna cu lemne, deci este o nevoie. Tu ce ai acolo, draga mea? Hai să vedem. Pe cartonașul meu am câteva dulciuri. Câteva sau multe, multe? Multe. Crezi că sunt nevoi sau dorințe? Dorințe. Sunt dorințe, într-adevăr. Ei, asta se potrivește și la copii, dar sunt și adulți care cred că sunt nevoi. Tu ți-ai ales? Da. Ce ți-ai ales? Pe cartonașul meu este un televizor cu spațiu. Exact, un televizor super modern, așa. Da. Ei, spune-mi tu, avem nevoie sau este o dorință să avem ceva mai wow? Dorință. Este o dorință, sigur că da. Ce ți-ai ales tu? Pereche de ochelari. De ce? Pentru că avem nevoie. Că avem nevoie, sigur, nu este un moft, avem nevoie. Dacă permanent vom face lucrul acesta, sigur că va fi un plus pentru educația copiilor. Iar fișele pe care le-am primit, le-am lucrat cu mare drag și copiii sunt foarte, foarte încântați. Am intrat în proiectul Life Lab pentru că mie și colectivului din care fac parte ne plac provocările. Nu este primul proiect educațional de anvergură în care școala noastră este angrenată,
și este o oportunitate de a face și altceva la școală. Iar educația financiară predată interdisciplinar este o necesitate în acest moment la nivelul nostru educațional.